Ce e muncă, mă, că lua și păși toată ziua? N-am citit eu un Prosport, că sunteți campioni și păgilor. Aia altceva. Le lua și păși la toți ăștia 327? La ăștia 376. Dar oricum, și dacă sunt 376 și vă refuză jumătate, tot ajunge. N-am citit că tu ești, că tu, tu ești Richelieu de la Federație. Nu, că eu păstoresc. Că tu păstorești. Da, eu păstoresc. La tine trec toate, nu? Da. N-am pomenit niciodată, decât eu la bârfă nu aprec urechea. N-am pomenit niciodată să vină un părinte să-mi spună, au venit la mine, de ce să nu spun, domne, copii, copii, domne, vă rog frumos, scrieți pe această hârtie și semnați. În momentul ăla îl suspend pe respectivul antrenor sau cine e, declanșez la închetă. Dar asumați-vă și, asumați-vă și dumneavoastră o răspundere. Părintele. Nu, nu numai eu, că îl dau afară pe vorbe, da? Înțelegi? Dar și dumneavoastră, pentru că dacă vă dă în judecată X sau Y dintre antenorii respectiv care sunt reclamați sau ce li se face, atunci să suferiți și dumneavoastră dacă nu spuneți adevăr. Nu poate fi doar o așa, parte. Așa, și ce au zis părinții? Nu mai vei niciodată la mine înapoi. Dacă a fost vreo unul să vină să zică, domnul Stoichiță, uitați, nu, noi zine, am dat lui antrenorul ăla. Zine adevărul, Mihai, au fost? Da. Părinți? Dar nu mai a apărut după aia. Da? Ce, care, părinții ce, stai, sau antrenor? Care ce au zis părinții? Dom'le, știți că antrenorul cu tare, mă rog... Mi-a cerut bani, a? I-am dat ceva. Da. Și dom'le, vină și scrie, mă, vorbe. Dar ce le dădeau, bani sau produse? Nu, nu știu, asta... A, bani, spuse. Nu? Da, probabil, nu. Și te-a zis, dom'le, veniți și scrieți. Veniți la mine, vă rog frumos, am ofițer de integritate, toate alea, declanșăm anchetă și... Nu a mai venit nimeni. Uh-huh. Dar deci au venit părinți care au zis am dat bani. Păi așa vorbe, am dat bani. Pot să spun și eu că ți-am dat bani ca să mă aduci la emisiunea asta. Păi da, oricum mi-ai dat. Da. E de notorietate.